Suntem în Lifestyle pe București FM și exact așa cum v-am promis, alături de mine este Alexandra Groves, coordonatorul atelierelor pentru copii din cadrul Animest. Bine ai venit, Alexandra! Mă bucur mult că ai acceptat invitația noastră! Mă bucur mult să fiu aici, mulțumesc de invitație! Aș vrea să te întreb în primul rând ce înseamnă Minimest, pentru că am tras eu puțin cu ochiul pe site și am văzut că este vorba așa de o secțiune pentru copii, dar aș vrea să ne spui tu mai multe. Minimest este categoria de filme dedicată copiilor din cadrul Festivalului de Film de Animație Animest, ce se desfășoară între 7 și 16 octombrie în București și cuprinde atât lungmetraje cât și scurtmetraje, o competiție de filme scurtmetraje dedicate pentru copii între 4 și 14 ani sunt special alese pentru copii având teme de incluziune socială, de egalitate în drepturi, de reciclare, de iubire, de respectarea planetei și așa mai departe. Iar pe de altă parte avem aceste ateliere de animație stop motion și de bandă desenată, pe care le organizăm împreună cu mentori de top din domeniu și se întâmplă în weekendurile din, din, din festival, respectiv 8-9 octombrie și 15-16 octombrie. Eu mă bucur foarte mult să știu că există o parte așa și pentru copii, da. pentru că Animest deja ajuns către noi, adulții, și este foarte, da. foarte iubit. E deja la 17 ediție, da. Exact, da, da, da. Da. da, chiar are un mare succes, mm -hmm. așa că și Minimest, cred că, îl urmează. Da, da, și da. Și aș vrea să te întreb ce găsim noi în cadrul atelierelor, ce ar putea face copiii? Primul weekend debutează cu atelierele de animație Stop Motion pregătit de Agata Tabacu. Este o artistă renumită în lumea animației și se desfășoară la Refugiu Urban. Este locația principală a festivalului, este în centrul Bucureștiului la Universitate, în cadrul Palatului Universul. Acolo avem un spațiu generos în care vom amplasa diverse stații de lucru și copiii vor cunoaște atât aparatura profesionistă cât și elemente din zona filmului de animație. Vor crea scenarii, fundaluri, personaje și vor anima cu mânuțele lor și vor crea până la urmă un film animat la finalul workshopului. Iar în weekendul al doilea avem patru ateliere pentru, să zicem, copii un pic mai mici. Îi așteptăm și pe cei începând cu 5-6 ani la atelierele de animație stop motion cu plastilină și piese de Lego și obiecte de uscaznic. Suntem un pic mai, mai easy going aici. Folosim cam orice avem la îndemână. Vom avea tablete cu aplicație, iar copii chiar își pot crea din aproape orice un film animat. Um, ei practic dobândesc așa încă de la, de la început, învață cum se face un desen animat da. de la o vârstă foarte prea Și facită. fără să-și dea seama pentru că e o joacă, de fapt. Um, creăm un personaj, apoi îl punem într-un context, creăm scenariu, apoi punem într-un fundal, uh, creăm setup-ul și până, apoi totul se adună într-un filmuleț animat și ei nici nu și-au dat seama că au, au, creat, au un... creat și au cunoscut, de fapt, niște taine ale producției unui film film uh, uh, de animat. Uh, iar uh, în partea a doua zilei așteptăm la atelierul de bandă desenată cu Mihai Unus Grăjdeanu, deja un uh, uh, clasic al uh, atelierelor de copii. Eu îl îndrăgesc foarte mult copiii și vor crea împreună o, o fanzină. Deci uh, toți copiii vor desena câte o pagină de bandă desenată și împreună vor crea, la final vom printa acest buclet cu toate desenele copiilor, care se va numi Minimest Comic Book. Foarte da. drăguț! Ai spus ceva de locație, ai da. spus de una dintre locații și a doua? Deci toate atelierele se desfășoară la Refugiu Urban, în Palatul Universul. Aceasta este locația centrală a festivalului, unde se întâmplă atelierele de copii. Apoi proiecțiile de copii, Minimest, scurtmetraje, competiția Minimest și lungmetragele pentru copii, sunt la Elvira Popescu și la Cinemateca Eforie. Deci locație oricum îndrăgite de copii. Acestea se întâmplă în weekenduri, iar special în ultimii ani s-a creat această Academie Minimes dedicată școlilor. Am văzut eu ceva pe site. Da, da. da, în care invităm școlile și profesorii să vină la proiecții special dedicate pentru ei, se întâmplă de luni până vine la Cinematica Eforie se pot înscrie pe site uh, și alături de firme vor fi și regizori vor fi și um, scritori, vor fi ateliere cu copii în sală astfel încât experiența cinematică va fi absolut fabuloasă și copiii sunt sigură că uh, se vor distra foarte foarte tare Sunt convinsă și da. eu de acest lucru Am citit eu ceva legat de faptul că copiii pot juriza o competiție? Da, competiția de, de scurmetrage minimest. Aceste 14 filme, așa cum la filmele de adulți există competiția mare, în care sunt 49 de filme de scurmetrage, aici sunt filme dedicate copiilor și iar copiii sunt trei copii care vor juriza, iar la final vor prezenta premiul în cadrul Ceremoniei de a Premiilor. Deci va fi ceva... O ca experiență unică, oricum pentru ei, să poate. Copii și... Pentru copii, da, asta este minunat. Da. spune ceva și legat de teme și aș vrea să te întreb ce teme sunt alese pentru aceste scurtmetraje. Uh, te, tema principală a festivalului anul acesta este iubirea. Iubirea în toate formele ei față de prieteni, față de familie, față de planetă, față de mediul înconjurător și așa mai departe. Iar scurmetragele care s au fost alese în calupul de anul acesta, cum vorbeam mai devreme, tratează foarte multe subiecte de educație civică, să-i spunem, pentru copii, de la reciclare, iubirea apropiaților, lucruri Creative, ce putem face cu, nu știu. Da, să ne punem creativitatea la... în valoare. Da, da. da incluziune socială, drepturi egale pentru toți. Și mai multe lucruri vor descoperi pe parcurs. <laughs> Trebuie să vină la filme. Sigur. Unde putem găsi lista scurtmetrajelor? Nu știu, poate vrem să ajungem pe site. la pe pe site. Pe site-ul pe anime, pe... Animes. Pe Animes.ro există o secțiune dedicată copiilor, se numește Minimest, în ediția 17-a festivalului și acolo avem toate informațiile despre filme, ateliere și tot ce pregătim pentru anul acesta. Aș vrea să te întreb și programul. Da. În timpul săptămânii? În timpul Când săptămânii uh, sunt aceste proiecții dedicate școlilor de dimineața, se întâmplă toate la Cinemateca Eforie, iar programul pentru copii este în special în weekenduri. Deci se întâmplă de dimineața până după masa la Cinemateca Eforie și la Elvira Popescu, în special uh, matineurile sunt preferate de copii, astfel încât uh, am. Gândit așa, un program în care copiii să vină și la ateliere și să meargă și la. Și la să filme. aibă un program complet, da. Să aibă o zi de anime, exact. să, să înțeleagă un pic tot universul cinematic și, uh, mai mult decât atât, în prețul biletelor la ateliere, ei primesc și uh, bilet gratuit la proiecție uh, și. Uh, uh, cadouri de la partenerii noștri, cărți, diverse alte lucruri. De aceea, cred că o să le placă foarte tare să vină. Sunt convinsă de asta și eu, personal, sunt convinsă și de faptul că dacă băiețelul meu mai mare ajunge și da. cu siguranță o să venim la mini Super. cred că... Își va dori cumva să facă benzi desenate, a <laughs> o meserie tare. pentru viitor, cred că asta va fi. Super! De câte super, ori merge într-un loc drag. în care... E foarte fain atelierul pentru că explică mai multe stiluri de desenat, a trece un pic prin istoria benzilor desenate... Iar copiii sunt un pic așa, uh, surprinși să vadă atâtea stiluri de desenat, ochi sau buze sau nasuri, wow! Și că prin viață! Da, exact, și uh, e foarte amuzant și fain pentru copii să creeze, uh, că li se dă un timp scurt în care ei să genereze un personaj care trece prin niște uh, evenimente și le se explică foarte fain și frumos pe limbajul lor uh, cum, cum se dezvoltă povestea unui personaj într-o bandă desenată și e foarte fain să vezi la acțiune pe copii. Cred mai poate. ales că ei sunt pasionați de desene animate și atunci în da. momentul în care vezi că cum prinde viață personajul tău, da, mm -hmm. da, înseamnă foarte mult. Îți mulțumesc foarte mult, Alexandra. Aș vrea să recapitulăm. Deci mm -hmm. 7-16 octombrie, octombrie așa, copii între 4 și 14, 14 ani. Anii. În weekenduri avem atelierile de copii și uh, proiecțiile pentru copii și uh, competițiile minime se întâmplă la cinemateca Eforie și Elvira Popescu și veți găsi programul integral pe site în cadrul secțiunii Minimes. Și biletele tot de pe site? Le putem... Da. Biletele se... vor fi linkuri pe site către Eventbook, de unde se pot cumpăra online fără probleme. E, îți mulțumesc foarte, foarte mult și te mai așteptăm și cu altă ocazie. Oricum, noi ne vom vedea la festival, pentru că Sucă! eu promit să, promit să ajung. Cu mare drag. Abia vă așteptăm. Mulțumim! Mulțumim.